Prezent la forumul pieței financiare, premierul Sorin Grindeanu a afirmat că este conștient de interesul mediului economic pentru utilizarea noii tehnologii. În acest sens, șeful executivului a afirmat că este de acord cu înființarea unui grup de lucru interministerial din care să facă parte și reprezentanții comunității bancare pentru a pregăti cele mai bune soluții pentru protejarea mediului economic de astfel de atacuri. Mai în această lună au fost două atacuri cibernetice de amploare. Au produs șocuri întregii lumi și au arătat că trebuie să ne pregătim mai bine și să fim mai eficienți. Cunosc bine interesul comunității bancare pentru o mai bună valorificare la toate nivelurile a potențialului oferit de noile tehnologii și vă pot spune că avem aceleași obiective. E nevoie să identificăm și să folosim cele mai bune soluții în beneficiu cetățenilor și a economiei românești. Consider oportună propunerea ARB de a constitui un grup de lucru interministerial din care să facă parte și reprezentanții comunității bancare și care să pregătească temeinic acest proces. Nu este un proces ușor, dar trebuie să-l facem și mă bucur interesul acordat de ARB. Ar fi păcat să ratăm această oportunitate, mai ales că România traversează o perioadă extrem de bună din punct de vedere economic. Exporturile sunt la un nivel record, investițiile străine directe au crescut cu 22,9%, producția industrială s-a majorat cu 7,3% și s-au creat peste 100.000 de noi locuri de muncă, stabile cu normă întreagă în primele 4 luni din 2017. Toate aceste lucruri se văd în creșterea nivelului de trai al oamenilor.